e mama, fetița, și pui. Mănâncă bobițe, le aduc cam o dată la două zile bobițe, mai mult, așa, vreo 2 kg le pun o dată. Amestecate junior cu altceva obișnuit. Aici le pun apă. Uita, sunt toți 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toți 7 pișori. Și asta e mama, fetița, cum v-am spus. Ei mănâncă bobițe. Incredibil. Bobițe ieftine. Nu vreau să-i învăț cu altceva, că pe urmă n-o să le mai mănânce pe acestea. Dacă îl aduc, sunt toți grămadă. Mănâncă toți grămadă. Uitați. Și ăsta este Puffy. Puffy. Vine și el cu mine aici. Le-am pus un carton. Nu știu unde o să adăpostească, că o să fie foarte frig. Nu știu cum o să fie. În martie sau aprilie m-am hotărât că o să o castrez pe fetița. Atunci și puișorii o să aibă de surbă 6-7 luni și o să luăm și fetițele să le castrăm. Odată cu maică-sa. Până atunci o să-i dăm pastile ca să nu intre în călduri. În ianuarie, la jumătate, o să-i dau pastile. Și să o iau cu tot cu pui să o castrăm. Uitați, e mama cu toți puiul. Mănâncă bobițe de la Cora Vini, care e 23 de ron, un sac de 10 kg, și cu junior de la un magazin, 5 ron, 1 kg, amestecate ca să fie mai apetisant. Și apă, le aduc apă, acum am înghețat apă aici. Asta e căruciorul meu cu care ne cumpăr de mâncare și geanta mea. Și aici dedesubt este o rulată, se ascund ei aici. Și aici este un frate de-a lui mama puiilor. Eu i-am zis singuraticul. Stă și el aici. E blând, dar mai tot timpul stă singur. Doamne ajută să trecem iarna cu bine.